Traficul rutier va fi închis din data de 9 august până în data de 10 august ora 20 pentru desfășurarea evenimentului Campionatul Național de Super Rally. Circulația în etapa 1 a campionatului din data de 9 august va fi închisă pe calea Aradului, pasajul Julius Town, calea Circunvalațiunii și calea Torontalului. De asemenea, în cea de-a doua etapă, cea din data de 10 august, circulația va fi restricționată pe calea Severbocu, bulevardul Antenei și calea Molului spre strada Aristide de Demetriade. Totodată, etapa a treia va avea loc tot în data de 10 august de la ora 20 și va închide traficul pe calea Aradului de la intersecția cu strada Amurgului. Șoferilor le este recomandat să folosească rute alternative pe perioada desfășurării evenimentului.